Bună, sunt Alexandra Mircea, sunt medic-dentist în București. Bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Săptămânal aici primești informații din stoma și nu uita să apeși subscribe pentru a nu pierde niciun clip interesant. Dacă aveți întrebări sau curiozități, lăsați-le în comentarii și revin către voi cu un clip sau un răspuns în cel mai scurt timp. Astăzi vreau să discut despre clinica mea dentalist, despre cât de mult am pus accent pe confortul pacientului prin faptul că am adus sub același acoperiș toți specialiștii de stomatologie și aș vrea să iau un caz clinic, cazul unui pacient și să vă arăt puțin cum l-am trecut prin toate specialitățile, pentru că se întâmplă foarte frecvent. Pentru a vă trata dinții să nu fie nevoie de o singură specialitate, ci de mai multe specialități și deci de mai mulți specialiști care lucrează la cazul vostru. Este foarte important și pentru voi să știți că stomatologia are mai multe ramuri, deci mai multe specialități. Există rezidențiat, adică o specializare de 3 ani de zile pentru fiecare dintre aceste ramuri ale stomatologiei, pentru ca noi să devenim mai buni și să putem trata mult mai exact una dintre specialitățile la care voi aveți o afecțiune sau care tratează una din afecțiunile voastre. Așa că o să le iau pe rând. În primul și în primul rând aș vrea să discutăm despre terapie. Noi o numim terapie, este vorba despre plombele pe care noi le facem pentru a repara dinții voștri. Această terapie este una dintre cele mai frecvente lucruri care se fac la dentist. Nu știu dacă sunt mulți oameni care nu au măcar o plombă la ei pe dinți. Dacă există, vă felicit pentru grija pe care o aveți. În plus de asta, este vorba de profilaxie. Profilaxia reprezintă toate lucrurile pe care noi le facem ca să protejăm dinții de carii. Aici ne referim mai ales la detartrajele pe care le realizăm periodic, la curățarea dinților voștri. Vorbim de proceduri de estetică dentară. Aici noi am încadrat și albirea dentară, pentru că de ce nu, sunt mulți dintre voi care vor un zâmbet mai strălucitor. Estetică dentară, în schimb, poate să cuprindă și partea de protetică. Protetică reprezintă fațete dentare, coroane dentare sau incrustații. Sunt piese protetice, sunt piese pe care noi le realizăm cu ajutorul unui laborator de tehnică dentară, care ne ajută să vă întregim vouă dinții, să-i protejăm și să le oferim tratamentul cel mai bun care să-i protejeze în timp îndelungat. O altă specialitate foarte, foarte căutată este ortodonție. Ortodonție și ortopedie dentofacială se referă la tratamentele cu aparate dentare. Sunt mai multe tipuri de aparate dentare în funcție de nevoile pacientului. Vorbim despre alinierea dinților, vorbim despre îndreptarea mușcăturii, felului în care dinții tăi de sus mușcă pe dinții de jos. Este foarte important să corectați mușcătura, pentru că asta poate da foarte multe probleme și vă las mai jos și un clip în care am discutat despre lucrurile astea. Este tot această specialitate de ortodonție și ortopedie dentofacială se referă și la problemele un pic mai avansate, în care nu vorbim de dinți nealiniați corect, ci vorbim de bazele maxilare, adică mandibula și maxilarul pot avea dimensiuni diferite de cele normale și va fi nevoie de operații ortognate, chirurgie ortognată, pentru ca bazele maxilare sau suportul pe care stau dinții să fie puse într-o relație corectă, așa încât tu să poți mesteca corect și să arăți bine. Și așa ajungem la chirurgie. Chirurgia se ocupă nu doar de extracții de dinți și de măsele de minte, de asta ați auzit frecvent, se ocupă de operații în care se adaugă os, se ocupă de implanturi și fel de fel de alte intervenții care de regulă se lasă cu sânge. Avem și specialitatea de parodontologie. Este și specializarea mea. Se referă la sănătatea structurilor de suport ale dinților. Vorbim de os, ligamente și gingie. Inflamații și umflături și sângerarea ale gingiilor le tratează medicul parodontolog. De asemenea, atunci când începi să pierzi din suportul osos și să ți se miște dinții, te adresezi tot medicului parodontolog pentru parodontoză sau afectare parodontală. Nu am menționat tratamentele de canal sau tratamentele endodontice. Toate aceste tratamente endodontice fac parte din ramura stomatologiei numită endodonție.
Vorbim de îndepărtarea nervului dintr-un dinte, vorbim de retratamentul unui dinte dacă, nu știu, prima oară tratamentul nu a fost atât de bine făcut sau au intervenit niște probleme. Vorbim de mici rezecții apicale. Rezecția apicală reprezintă tăierea vârful unui rădăcini și poate fi o combinație între endodonție și chirurgie. Mai vorbim despre pedodonție. Este ramura stomatologiei care se axează către tratamentul micuților, pentru că dinții noștri de lapte sunt puțin diferiți de dinții definitivi, pentru că medicii pedodonți au o răbdare extraordinară cu micuții și pentru că există tratamente diferite și speciale și dedicate pentru copilași. Nu în ultimul rând, discutăm despre radiologie. Este specialitatea care se referă la radiografii. Vorbim de radiografii dentare, vorbim de radiografii maxilare, radiografii de sinus, vorbim de computer tomograf, adică investigații care ne arată osul tridimensional sau rădăcinile tridimensionale pentru a putea să identificăm ce tip de probleme există. De ce am făcut această enumerare pentru voi? Se întâmplă foarte, foarte frecvent ca pacienții pe care îi avem în tratament să aibă nevoie de tratament multidisciplinar, adică repararea problemelor lor nu ține doar de una dintre specialitățile pe care le-am amintit anterior și este nevoie de o echipă de medici, fiecare cu specialități diferite, pentru a reuși să rezolve problema pacientului. Eu la Clinica Dentalist am decis să am medici din toate specialitățile. Sunt medici care au rezidențiat, adică specializare într-un anumit domeniu, pentru ca tu să primești cel mai bun tratament stomatologic pe fiecare domeniu în parte. Și avem ședințe, de exemplu, cel puțin săptămânale. Avem și pe internet un cont comun unde încărcăm toate dosarele pacienților noștri pentru a putea să schimbăm păreri legate de tratamentul lor și pentru ca fiecare specialist să vină cu nevoile lui din punct de vedere al specializării lui, pentru ca tu să ai parte de cel mai bun și corect tratament dentar. Și am ales pe unul dintre pacienții mei pentru a vă arăta dinții lui, pentru a vă arăta felul în care a ajuns la noi la tratament în prima fază și vreau să vă arăt pe parcurs toate lucrurile pe care le-am făcut pentru a-l trata. Nu a ajuns la final tratamentul, încă se întâmplă, dar să vedeți exact cum a trecut prin multe specialități pentru ca dinții lui să aibă parte de tratamentul corect. După cum vă povesteam, am decis să aleg unul dintre pacienții mei pentru a vă arăta mai multe probleme cu care s-a prezentat la clinică. În primul rând am făcut radiografia pacientului, exact ce ziceam, specialitatea de radiologie, pentru că pentru noi era foarte important să vedem ce există în profunzimea osului pacientului și a ști ce tratamente să îi sugerăm pentru a ajunge către rezultatul perfect final. Și o să vă explic un pic ce vedem aici. Aici vedem niște resturi radiculare, adică atât de mult s-a măcinat partea dinților care se vede în gură, încât au rămas doar rădăcinile care de regulă sunt fixate în os. Aici sunt mici, va fi nevoie să le îndepărtăm, de regulă lucrul ăsta îl face chirurgul. Pentru a îndepărta resturile radiculare, vă zic sincer că nu e mare filozofie, poate să le facă și un stomatolog generalist fără nicio problemă, doar că noi am ales colaborarea cu medicul nostru chirurg, pentru că în ședința de extracție a resturilor radiculare pacientei i s-a extras și măseaua de minte și atunci cu o singură anestezie am reușit să tratăm cât de mult s-a putut. De asemenea, pentru pacienta respectivă vedeți aici un dinte cu un băț alb pe rădăcină. Asta este ceea ce numim noi un tratament endodontic. Vă spuneam în momentele anterioare despre specializarea stomatologiei endodonție, se referă la tratamentele de canal. O să observați că dintele pacientului este ca un balerin. Rădăcina pacientului are o întoarcere, să zicem, o angulație, un unghi la aproape 90 de grade. Și este foarte important să putem trata această rădăcină pe toată lungimea ei, adică inclusiv acești 5 mm care nu au fost instrumentați de anterior. Și atunci medicul endodont despre care vă povesteam intră, curăță chestia asta albă, tratamentul de canal care a fost pus înainte, instrumentează, adică sterilizează tot canalul radicular până către vârful lui de balerin aici. Și punem o pastă nouă pe canal, un tratament cu care sigilează toată rădăcina și salvează practic dintele respectiv.
Deci, după cum vă spuneam, am avut nevoie și de tratament endodontic. Dacă venim în partea cealaltă a pacientului, din partea de jos, din partea dreaptă, de obicei să știți că radiografiile se văd invers. Adică cum ne uităm noi la pacient este invers față de cum te uiți tu la radiografie. Adică asta este partea dreaptă, cu toate că noi o vedem în partea stângă. De exemplu, în partea dreaptă, dintele ăsta a fost la medicul endodont pentru a vedea dacă poate fi tratat, dar a observat că există o fisură a rădăcinilor și atunci s-a decis ca dintele acesta să se scoată. Același lucru s-a întâmplat și cu dintele ăsta, dar nu l-am scos încă pentru că avem nevoie de el pentru a ne ancora în timpul tratamentului ortodontic. Și atunci l-am păstrat pe poziție până când pacienta termină tratamentul ortodontic, imediat revin cu detalii, și când termină tratamentul ortodontic pacienta, extragem și dintele ăsta cu probleme. S-a extras în schimb și molarul de minte pentru că o să vedeți o poză cu dinții pacientei, dinții sunt foarte înghesuiți și nu avem loc suficient pentru ei și atunci a fost nevoie să extragem toți cei patru molari de minte pe care pacienta i-are. Să vă arăt și o poză cum a venit pacienta la noi. Vedeți că dinții sunt foarte aglomerați, sunt dintele, caninul nu mai are spațiu și el pe arcadă și dinții de jos o să vedeți aici, sunt foarte înghesuiți. Aici vedeți și resturile despre care vă povesteam, adică resturile radiculare, adică rădăcinile dinților care au fost extrase de medic anterior. Sunt și niște carii. Uitați aici, dintele respectiv este pătat cu negru, ceea ce reprezintă o carie. Caria a fost reparată, asta ține de specialitate numită terapie despre care discutam noi anterior. După ce am făcut majoritatea tratamentelor pacientei pentru a o aduce pe linia de plutire, adică am făcut curățenie peste tot, am reparat toate plombele. Uite, de exemplu, aici pacienta are niște plombe, asta este o poză before. Aici are niște carii. Peste tot am reparat, a rămas doar această colorație aici pe care o urmărim, nu este neapărat o care, nu vreau să găurim dinții inutil, o urmărim în timp. Asta este o poză pe care o avem de la începutul tratamentului ei. Între timp, pacienta a mai pierdut un dinte pentru că nu aveam loc suficient pentru a alinia dinții. Următoarea poză este făcută cam la 3 luni distanță față de prima poză, când pacienta a intrat deja în tratament ortodontic, un tratament cu un aparat dentar Invisalign despre care v-am mai povestit. Gutierele mișcă dinții către poziția pe care ne-o dorim și observați deja că după 3 luni de purtare deja sunt modificări foarte mari. Uitați aici cum au început să se miște dinții și cei doi dinți de sus și-au îmbunătățit poziția unul față de celălalt. Și foarte important să vedeți caninul pe care vi-l prezentasem înainte că era într-o poziție foarte externă. Acum încet încet apare pe arcadă. Îi vedeți și aici din față. Uitați cum am început tratamentul și uitați că deja caninul merge către o poziție mai bună, mai prietenoasă. Ce voiam să vă explic și care este informația cu care aș vrea să vă las este că sunt foarte mulți pacienți care au nevoie de tratament interdisciplinar. Și la pacienta asta, după ce termină tratamentul ortodontic și se aliniază toți dinții, urmează să punem și niște implanturi, uitați aici, în spațiile care au rămas curate după ce s-au extras dinții cu probleme. Astea sunt cele două spații în care pacienta va primi implant. Dintele despre care vă povesteam anterior că are niște probleme, dar îl păstrăm acum pe arcadă pentru că ne ajută în timpul tratamentului ortodontic. Observați că și dinții de jos au început să se mai alinieze după 3 luni de tratament Invisalign. Iar ce vedeți aici, punctul acesta este un pivot care s-a pus pe dintele cu tratament endodontic despre care vă povesteam înainte, un pivot care să susțină dintele. Pe viitor, când pacienta va termina tratamentul ortodontic și dinții se vor alinia, urmează să punem implanturi aici, sunt sferă chirurgicală. Extragem dintele aici, specialitate chirurgicală. Dintele care a suferit tratament de canal va fi șlefuit și va fi acoperit cu o coroană de acoperire, specialitate protetică. Și în afară de asta, pacienta va purta contenție, adică pe parcursul nopții va purta o gutieră pentru a păstra rezultatele obținute printr-un tratament ortodontic. E foarte important să plecați cu această informație. Orice problemă dentară ați avea, ea se rezolvă foarte ușor. Există specialități stomatologice pentru fiecare ramură a stomatologiei în parte. Sunt medici care fac cursuri de specializare către o anumită direcție pentru a putea să vă trateze cel mai bine
problema respectivă. La clinica dentalist, clinica mea, am absolut toate specialitățile stomatologice pentru ca tu, pacientul meu, să ai un confort sporit. Odată ce ajungi aici, nu te mai trimitem în altă parte pentru alte tratamente stomatologice. Poți face aici radiografii dentare și poți beneficia de toate tratamentele stomatologice de care tu ai nevoie pentru a ajunge la zâmbetul perfect. Dacă ai orice nelămurire și orice întrebare, poți lăsa un comentariu sau poți să ne suni la clinica dentalist. Toate detaliile sunt în descrierea clipului. Dacă vrei să vezi ce facem în fiecare zi, urmărește-ne pe Instagram și TikTok. Și dacă ți-a plăcut clipul acesta, apasă like și subscribe pentru a primi săptămânal noi informații din Stoma. Pe curând!